În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși, despre demonizatul din Ținutul Ghergesenilor sau Gadarei am vorbit eu personal de foarte multe ori și cu mare bucurie, acum vreo 3 săptămâni, îmi spune cineva că în 2000 sau 1999 v-aș fi vorbit despre faptul că acei porci în care li s-a îngăduit diavolilor să intre, neavând ce să caute în preocupările celor care nu mâncau din carnea aceea, eu am tras concluzia și v-am spus că trebuie să fim foarte atenți cu ce avem prin casă și nu trebuie să avem. Și am tras atunci niște principii foarte clare, cum că dacă un lucru nu este folosit un sezon, maxim două, acel lucru lipsește din altă parte. M-am bucurat foarte mult când cineva își aducea aminte și chiar spunea că și-a fixat în intenție ca la 6 luni sau 9 luni să vadă ce are prin dulap și ce n-a mai folosit să dea mai departe. Este foarte important să afli că se pot stabili aici în biserică principii de viață. Mi-am dat seama însă acum că nu v-am vorbit despre valoarea omului, pentru că de fapt această situație despre care ne vorbește Sfântul Evanghelist Luca ne spune chiar despre valoarea omului. Ați văzut un singur om cum a bulversat o întreagă cetate. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Când se intre în cetatea Gadarei, dincolo de lacul Genizaretului, a fost întâmpinat Mântuitorul de un om îndrăcit, care nu putea să fie ținut nici în lanțuri, nici în obezi, pentru că le rupea, și era îndrăcit. Și atunci când s-a apropiat, diavolul din el a intrat în dialog cu Mântuitorul și l-a întrebat: ce ai cu mine, fiule al lui Dumnezeu celui viu? De ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Și Mântuitorul l-a scos afară și atunci l-a întrebat Mântuitorul pe om: cum, care îți este numele? Și a zis: Legiune. Și atunci au cerut diavolii să li se îngăduie să intre în turma aceea de porci care era și păștea pe munte. Și Mântuitorul îngăduind, au intrat diavolii în turma de porci, turma s-a aruncat în mare și s-a înnecat. Văzând însă păstorii porcilor, au mers în cetate și celelalte sate și au povestit cele întâmplate și au ieșit toți în întâmpinarea Mântuitorului și au spus să meargă pe altă parte, căci erau înfricoșați. Și Mântuitorul i-a ascultat și când se intre în corabie, a venit după el omul acela care fusese demonizat, care acum era sănătos, întreg și, cum zice Sfântul Evanghelist Luca, îmbrăcat bine, și se ruga de Mântuitorul să îl lase să meargă împreună cu el. Și a spus: nu, întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși, sunt niște lucruri foarte importante despre care v-am spus în fiecare an, vă spun câte ceva, învățăm câte ceva împreună. Dar acum să vedem care este valoarea omului. Pentru a înțelege eu unul, un om, pur și simplu, Părintele Arsenie și-a dat seama că de multă vreme mă chinuia un gând. Vroiam să îl înțeleg pe un om sau măcar să-l iau așa cum este. Și mi-a spus: Tată, Dumnezeu ne dă putere, dar nu ne ia neputințele. Din acel moment am început să înțeleg omul. Omul trebuie să fie judecat prin valoare. Și anume, omul acela pe care nu-l băga nimeni în seamă a fost în stare să bulverseze o întreagă cetate și despre care să se audă în multe sate. Și anume, de aici mi-am dat seama că valoarea omului este în el. Dar să nu credeți că valoarea este numai pozitivă.
Nu s-a întâmplat niciodată să stați lângă cineva sau să intrați într-o anumită conjunctură între niște oameni și după 50 minute să vă doară capul? Să știți că este o realitate. Trebuie să știm cum ne stăpânim gândurile, pentru că omul dă din el, fără să-și dea seama, ceea ce are în el. Cum zice și Mântuitorul, din prisosul inimii grăiește gura. Vă să zic că ce este valoarea omului? În alt context v-am spus că valoarea omului, ca să facem așa o scurtă introspecție, este ceea ce nu poate să-i fure hoțul. Am zis că dacă omul este un zugrav, dacă îi fură cineva mistria, nu i-a furat valoarea lui de zugrav, de meșter. Dacă îi fură unuia, cine știe ce instrument, unui ceasornicar, îi fură setul de șurubenițe, nu i-a furat meseria. Valoarea lui nu constă în instrumentarul pe care îl are, ci în posibilitatea de a folosi acel instrumentar. Dacă omul însă a scris o carte și a furat-o altul, nu-i nicio problemă. El să nu fure de la altul. Valoarea omului rămâne în minte, rămâne în cap. Ați auzit de expresia aceea că e ca mersul pe bicicletă? Cu un singur amendament, să fii învățat odată în viață să mergi pe bicicletă. Pentru că dacă n-ai învățat niciodată, la 70 de ani degeaba te sui pe ea. Dar dacă toată viața numai asta ai făcut, cu siguranță că n-ai uitat nimic. Eu am multe slujbe în care memoria este solicitată și de multe ori, aflându-mă în fața multor oameni și într-un anumit context în care ți se cere o prezență de spirit deosebită, îmi mai trece așa prin minte, că trebuie să știți și dumneavoastră și îmi trece mie pe minte, dacă am uitat cu tare sau cu tare rugăciune. Și imediat mă liniștește un gând, o realitate medicală. Tot ceea ce ai învățat temeinic în copilărie și ai practicat, nu se șterge. Că nu mai știu pe ce stradă am luat-o ieri și am ajuns la o adresă, că nu mai știu ce am mâncat alaltă de dimineață, asta cu siguranță că pot să uit și chiar mă bucur că uit. Important este să aveți în cap principiul că valoarea nu vă poate lua nimeni. Dar ce ne facem cu neputințele? Pentru că dobândim valoare, dar neputințele nu ni le ia nimeni. Așa cum a zis Părintele Sfinte, Tată, Dumnezeu dă putere, dar nu ți-a neputințele. Înseamnă că datoria noastră, de la un anumit nivel, este de a scăpa de neputințe, ca valoarea noastră să fie una deosebită. Iubiți credincioși, ne uităm în jur și ne raportăm la alții și nu facem bine. Trebuie să ne raportăm la noi. La ce putem noi să dăm mai bine celorlalți? Vedeți, cei din ținutul Ghergesenilor, atunci când au văzut că Mântuitorul a făcut atâta pagubă printr-un singur om, n-au înțeles care este mesajul. Că valoarea omului aceluia era foarte mare, dar ei nu băgau în seamă valoarea aceea, decât atunci când, în sens negativ, au constatat că valoarea omului aceluia, pusă în balanță cu averea lor, era mai mare înaintea lui Dumnezeu. Așa este și cu noi. Trebuie întotdeauna să punem în balanță posibilitatea noastră de a avea cu posibilitatea de a fi. Și dacă iese a fi deasupra, a avea nu mai are niciun rost să o catalogăm. Dacă cineva v-ar spune la un moment dat că vă ia din ceea ce aveți, cu siguranță că trebuie să puneți în balanță. Măi, dar ce-mi ia omul ăsta? Cum am spus atunci cu hoțul, vine hoțul în casă și îmi fură frigiderul. Dar nu mi-a luat calitatea mea de ospitalier. Și chiar dacă nu am timp să-mi iau alt frigider și să-l încarc, la ușă bat musafirii. Ei, eu îi invit în casă. Și ce le dau? Păi le dau din ceea ce am. O vorbă bună și o îmbrățișare. Exact cum venea Părintele Arsenie după 17 ani de pușcărie și în Gara de Nord, un cerșetor săracul cerea și el și părinte s-a apropiat, dar cu gândul clar, a băgat mâna în buzunar să-i dea ceva. Și a constatat că în buzunar nu era
nici măcar buzunarul cu sud, se ducea mâna așa, pur și simplu. Și a scos repede mâna și s-a dus la bietul cerșetor și a zis, uite, îți dau și eu o mână caldă și o îmbrățișare, că atât am. Și s-a mulțumit omul acela. Dacă noi am dat cu sinceritate din ceea ce chiar nu avem sau credem noi că nu avem, aceasta este valoarea noastră. Valoarea noastră nu constă în a avea, ci în a fi. E adevărat că, de exemplu, ca să fii milostiv, trebuie să și ai cu ce să fii milostiv. Dar asta nu mai e treaba noastră. Noi trebuie să ne cultivăm dorința de a fi milostivi, pentru că Dumnezeu ne dă ca să fim milostivi. Dar la un moment dat, ispita este foarte mare. Și când începi să fii milostiv, ți se pare că este valoarea ta cea mai mare. Și cazi în patimă. V-am mai spus și altă dată, patima în lucrul bun nu e bine. Și unii care sunt foarte, foarte milostivi, probabil că din firea lor, sau îndrăznesc să spun chiar mai mult, dintr-o anumită dorință de a repara ceva din copilărie, să spunem, sau vreo frustrare veche, încep să practice un soi de milostenie care încet, încet începe să semene cu haiducia, să iei de la unul și să dai la alții. Iubiți credincioși, a avea valoare nu înseamnă a te așeza înaintea lui Dumnezeu în locul lui. Știe Dumnezeu cum să împartă lucrurile. Să ne ocupăm de ceea ce putem noi să facem, de lucruri mărunte. Pentru că va veni și vremea să facem lucruri mari, dar atunci când Dumnezeu ne îngăduie să le facem. De aceea, iubiți credincioși, chiar dacă vindecarea de astăzi nu este o parabolă, pentru noi este o parabolă. Este mai mult decât o parabolă pentru că avem ce să învățăm. Imaginați-vă că legiunea aceea de termenul de legiune din armata romană ne spune clar o cifră, 6.000. 6.000 de soldați făceau o legiune. Înseamnă că erau 6.000 de diavoli în acela. Și ziceți, unde încăpeau? Păi, voi credeți că gândurile noastre sunt, că gândurile cele rele sunt altceva decât demoni? Și credeți că numai 6.000 avem noi? Nu, no, ne merge mintea și când vorbim ne gândim la cine știe ce viclenie. Trebuie să știm că suntem responsabili cu această legiune de gânduri. Dacă avem gânduri negre și gânduri necurate, cu siguranță că împrăștiem în turma cea de porci a celuilalt, chiar dacă judecăm pe celălalt că de ce o are și așa mai departe, transmitem răul. De aceea, responsabilitatea pentru gânduri este o altă temă cu care trebuie să ne comportăm foarte, foarte exact. Iubiți credincioși, ne rugăm în această frumoasă zi de toamnă ca tot ceea ce am acumulat până acum, să spunem pe fiecare pe tărâmul pe care se află, să putem să lăsăm deoparte ceea ce este balastrul, ceea ce nu ne face cinste, ceea ce am crezut noi că ne reprezintă și am aflat încet, încet că nu ne reprezintă. Noi trebuie să rămânem înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor, cu ceea ce suntem, mai puțin cu ceea ce avem. Pentru că a avea înseamnă de la o zi la alta, de la un sezon la altul. Și reiterez acel sfat pe care vi l-am dat, iată că în urmă cu mai bine de 15 ani, ca astăzi să mergem în casa noastră și să vedem de ce am mai păstrat anul trecut niște bocanci pentru iarnă, că nu i-am folosit, niște haine pe care nu le-am îmbrăcat în sezonul trecut, să nu ne mai amăgim că o facem în sezonul acesta. Dacă ele au stat de astă iarnă degeaba, înseamnă că ele lipsesc din altă parte. Trebuie să facem și lucruri practice atunci când ajungem acasă la noi înșine. Dar dacă mergem mai departe și găsim în mintea noastră anumite informații pe care nu le-am folosit niciodată, anumite lucruri pe care le-am învățat la școală, dar nu le-am folosit și nu le-am pus în practică niciodată, ce trebuie să facem cu ele? Să le folosim. Pentru că altfel constatăm că le-am învățat degeaba.
Și dacă le-am învățat degeaba, vorba românului, e păcat de Dumnezeu. Trebuie să facem tot ceea ce ne-am pregătit să facem. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca astăzi să aflăm că am fost vindecați. Să aflăm că legiunea de demon din noi a fost dată la o parte. Să aflăm lucruri minunate, pentru că nu numai vindecatului din Gadara i-a zis Mântuitorul: mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.